O nouă investiție a fost realizată la Rovinari. Este vorba despre un sistem de supraveghere video montat în cele mai circulate zone din oraș. 30 de camere au fost amplasate în intersecții, spații de joacă și parcuri, astfel că s-a acoperit aproape 70% din suprafața locuită a orașului. De mai bine de două luni, primarul orașului Rovinari anunță că urmează să ia o măsură în ceea ce privește supravegherea urbei pe care o conduce. În acest moment, 70% din suprafața locuită a orașului este atent monitorizată de cele 30 de camere de supraveghere montate în punctele cheie. Parcări, locuri intens circulate, intersecții sau locuri de joacă, toate sunt acum sub lupa autorităților. Am luat această decizie pentru că vechiul sistem era un sistem pe cablu analogic și claritatea era destul de descăzută, plus că, după cum bine știți, tehnologia merge cu pași repede și atunci am hotărât, în urma discuțiilor cu cei de la patrimoniu, cu poliția locală, cu poliția din orașul Rovinari, să modernizăm acest sistem pentru a avea niște camere pe fibră optică 4K, care să se vadă foarte bine și ziua și noaptea, pentru că sunt destul de multe probleme. Mă împarc, ba pe străzi, niște acte de vandalism și atunci, ca să evităm toate aceste inconveniente, am zis să modernizăm sistemul de camere video. Investiția se ridică la aproximativ 70.000 de lei. Urmează să modernizăm și cealaltă parte, mai avem 30% din oraș neacoperit. Ulterior urmăm să punem și niște camere inteligente care să ia numele de la mașini, pentru că mai sunt probleme cu mașini furate. De astăzi vom porni să dăm în primă fază avertismente pentru copiii lăsați în supravegheați, pentru oamenii care aruncă pe jos, care strică, care dărâmă lucruri și care până la urmă nu respectă legislația. Și atunci prima dată vom da avertismente și ulterior vom trece să dăm amenzi. Sistemul de supraveghere ultraperformant montat în orașul Rovinari va pune la dispoziția diverselor structuri ale poliției informații despre faptele ce se petrec în spațiul public, informații care vor ajuta la prinderea celor care comit acte de vandalism, furt sau alte fapte antisociale.